Binecuvântat este omul care se încrede în Domnul, spune Domnul, și a cărui nădejde este Domnul. Dar blestemat este omul, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un om, pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Spune Domnul, nu vă faceți robi oamenilor, voi ați fost cumpărați cu un preț spune Domnul. În Ieremia, este, spune Domnul, este, este Israel un rob cumpărat sau fiu de rob născut în casă? Atunci pentru ce a ajuns de pradă? De pradă cui? De pradă oamenilor. Spune Domnul, omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu a, a zis, să facem om după tipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul. Domnul a dat putere la om, să stăpânească peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Deci Domnul a dat putere la om. Dumnezeu a făcut pe om după tipul său l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Domnul a făcut omul perfect de la naștere, spune Domnul. Ai fost făcut, ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut, spune Domnul omului. Până când, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea la tine. Spune Domnul, Așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune, deci omul a făcut, Domnul a făcut pe om plin de înțelepciune, l-a făcut desăvârșit în frumusețe, Domnul l-a făcut pe om puternic, frumos, desăvârșit în frumusețe, dar spune Domnul, până când s-a găsit nelegiuire în tine. Spune Domnul în Ieremia. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta? Pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? Domnul l a făcut pe om și i-a arătat, a pus în inima lui calea dreaptă. De la naștere, Domnul l a făcut pe om desăvârșit, cu putere, cu frumusețe, cu înțelepciune. Dar acum, spune Domnul, dar acum, de ce te duci ce cauți să te duci în Egipt? Să bei apa Nilului. Ce cauți să te duci în Asiria să bei apa râului? Ce cauți în Egipt și în Asiria? Ce cauți să bei apa Nilului? Este cuvântul oamenilor la care oamenii se adresează oameni, la oameni pentru ajutor și uită să ceară ajutor la Dumnezeu care l-a făcut. Pune Domnul. Efraim, este asuprit, zdrobit în judecată. Că ce-a urmat învățăturile care îi plăceau. Deci sunt momente în viața noastră. când ne găsim asupriți, inima noastră este asuprită, zdrobită. Ne, 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 ne găsim în necaz, în inima noastră. Dar de ce? Pentru că am părăsit pe Domnul, stânca noastră, și am urmat învățăturile care ne plăceau. Spune Domnul. Dar eu voi fi ca o molie pentru Efraim, ca o putreziciune a dinților pentru casa lui Iuda. Când își vede Efraim boala și Iuda rănile, Efraim aleargă în Asiria, aleargă la om. Și trimite la împăratul Iareb, măcar, măcar, că împăratul acesta nu poate nici să facă sănătoși, nici să le cuiască rănile. Omul, Asirianul, Faraon, Egiptul, oamenii, brațul omului, nu poate să ne facă sănătoși, spune Domnul. Eu voi fi ca un leu pentru Efraim și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda. Eu, da, eu voi sfâșia și apoi voi pleca. Voi lua și nimeni nu va răpi prada. Voi pleca, mă voi întoarce la locuința mea până când? Până când vor mărturisi că sunt vinovați și până când vor căuta fața mea, spune Domnul. Fața mea și nu fața sirianului, nu fața omului. Să nu ne punem capul pe brațul omului, să facem din brațul omului tăria noastră și stânca noastră, spune Domnul. Dar Domnul nu se lasă. Voi fi ca o molie. Voi fi ca un leu. Mă voi duce în locuița mea și mă voi întoarce la el. Până când? Până când vor mărturisi și vor recunoaște. Vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea, spune Domnul. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfârșit, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Domnul așteaptă de la om să facă din el, din brațul lui, să facă puterea și stânca lui și nu din alt om, spune Domnul. Ți-am dat un împărat în mânia mea și ți-l iau în urgia mea. Da, sunt momente în viață când Domnul ne trimite un împărat pe care să ne sprijinim. Dar ni-l ia în urgia lui. De ce? Pentru că am părăsit pe el. Și ne-am legat inima și ne-am făcut din acel om brațul nostru. Și Domnul așteaptă. Ce așteaptă Domnul astăzi? Căința este ascunsă de privirile mele. Domnul așteaptă să ne întoarcem și să, să ne mărturisim vinovăția și să ne căim înaintea lui. Spune Domnul! Aduceți, -vă, aduceți cu voi cuvinte de căință, întoarceți-vă la Domnul, spuneți-i! iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bună voință și îți vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. Domnul se duce, se întoarce, se duce, se întoarce până când omul, până când omul aduce la el cuvinte de căință. Asirianul nu ne va scăpa. Nu vrem să mai încălecăm pe cai și nu vrem să mai zicem lucrării mâinii noastre Lucrării mâinilor mâinilor noastre, Dumnezeul nostru. Domnul nu vrea să ne facem din Asirian. Brațul nostru, stânca noastră, din Asirian care este om. Asirianul nu ne va scăpa. Domnul vrea, vrea, vrea să spunem, Domnul ne va scăpa, nu Asirianul. Căci la tine găsește milă orfanul. Le voi vindeca! Le voi vindeca! Vătămarea adusă de neascultarea lor. Îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a bătut de la ei. Deci, Domnul este iubitor și iertător în veci și așteaptă pe om să se întoarcă. Căci mânia mea s-a bătut de la ei. Voi fi ca roa, nu voi mai fi ca molia, nu voi mai fi ca un leu pentru Efraim. Voi fi ca roa atunci când omul își va mărturisi căința. Voi fi ca roa pentru Israel. El va înflori ca crinul și va da rădăcini ca libanul. Ramurile lui, a cui, omului, se vor întinde, măreția lui va fi ca măslinului și, și miresmele lui, ca ale Libanului. Iarăși vor locui la umbra lui, iarăși vor da viață greului, vor înflori ca via și vor avea făină, faima vinului din Liban. Ce mai are, la urmă, ce mai are Efraim face cu idolii, cu Asirianul, cu oamenii? Îl îl voi voi asculta și îl voi privi. Voi fi pentru el ca un chiparos verde, de la mine își va primi rodul. Nu mai Domnul de rodul. Da, poate sunt momente în viață când Domnul ne trimite un împărat. Să ne sprijinim pe acel împărat, dar Domnul știe că noi putem face din acel împărat, din acel om, putem face împăratul vieții noastre și să ne deslipim ochii de la adevăratul Creator, de la Creatorul nostru. Cine este înțelept, să ia seama la aceste lucruri. Cine este priceput, să le înțeleagă, căci căile Domnului sunt drepte, căile Domnului, numai Domnul este drept. Căile Domnului sunt drepte, și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. A Domnului să fie slava. Amin.